Și astăzi urma să se semneze contestarea apărătorului Renato Satoi cu privire la obligarea procurorului de a face comisia rogatorie în Anglia privitor la dubla intentare a dosarului penal privind tentativa de omor a domnului Gurmuțov. Deci ședința de judecată a fost amânată pe motivul neprezentării tuturor părților în proces. Prin urmare, ședința a fost amânată pentru data de 1 martie, ora 10.2017. A pe care pricine ne-i vedeți все участники процеса? Pricina este că instanța de judecată a numit examinarea fără a coordona cu părțile, prin urmare și unii din apărători sunt implicați cu o altă contestare la curtea de apel pe Renato Satoi, iar procurorul nu s-a prezentat, nu cunoaștem motivele neprezentării.